anumite rezultate. Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Agenda Publică. Cum au votat sâtmărenii vom afla în minutele următoare. Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că o parte din colegii noștri se află la principalele sedii ale partidelor din județul Satu Mare, de acolo vor intra în legătură telefonică cu noi. Dar până atunci să vă prezint invitații din studio. Alături de mine în studioul Informația TV se află domnul Adrian Albu, PNL, și domnul Vasile Ciocan, PSD. Bună seara și bună bine ați venit! Bună seara! Până vom discuta de rezultatul alegerilor din județul și din municipiul Satu Mare, vreau să vă spun, domnilor, că potrivit exit poll-ului, Gabriela Firea a luat 42,1% din voturile bucureștenilor, Nicușor Dan 29,8%, iar Cătălin Predoiu 13,3%, în timp ce Robert Turcescu, candidatul PMP, a obținut 6,1%. Așadar, pe primul loc, candidata PSD, doamna Gabriela Firea, 42,1%, Nicușor Dan, 29,8%, Cătălin Predoiu, 13,3%, Robert Turcescu, 6,1%. Cătălin Predoiu este candidatul PNL. Cum comentați aceste rezultate, domnule Albu? Cătălin Predoiu doar 13,3%. Este adevărat că este al patrulea candidat al PNL-ului pentru Primăria Generală a Capitalei. Să spun că este o sancțiune a cetățeanului contra clasei politice, n-ar fi corect, pentru că dacă doamna Firea, care este un membru de partid al PSD-ului, un membru important, a primit totuși 42% dintr-un număr mic de voturi, foarte mic de voturi. Bucureștiul, dacă nu mă înșel, va fi pe ultimul loc la prezența în România. Da, asta este, rezultatele sunt cu câți vin la vot. A fost foarte multă bâlbăială la noi, la PNL, și numai așa se puteau termina lucrurile. Dacă nu mă înșel, domnul Predoiu nu prea și-a dorit să fie candidat. Probabil că și-a dat seama că n-are șanse. Acum, asta este, exemplul este prost, stânga n-a câștigat niciodată Bucureștiul, de 26 de ani va fi prima dată când va câștiga Bucureștiul. Eu le sper acum măcar să piardă alegerile locale din România, dar cele de din București le-au câștigat cu ocazia asta. Bine, va mai trebui să vedem și votul pentru Consiliul General al Municipiului București, dar nu mă îndoiesc că vor avea un scor destul de bun. Cine a votat-o pe doamna Firea, probabil că a votat și lista de partid. Domnule Ciocan, aveți șanse, PSD are șanse să câștige în sfârșit Primăria Generală a Capitalei. V-am dat citire sondajelor exit poll-ului realizat de IRES. Se pare că sondajele se confirmă în marea lor parte și sondajele anterioare o dădeau câștigătoare pe doamna Firea. Mai mult decât atât, eu aș spune, domnul Albu, că București este foarte important, chiar dacă foarte participarea important, la da, vot este a fost mai mică decât în județe, ca în ansamblu general al votului, Bucureștiul reprezintă mult. Și asta se va vedea atunci când vom avea rezultatele pe întreaga țară. Eu spun că de cele mai multe ori dă și tonul. Într-adevăr, stânga nu prea a câștigat Bucureștiul, excepție făcând atunci când stânga a sprijinit un candidat, mă refer la dr. Oprescu, dar acest lucru, din punctul meu de vedere, este posibil să anunțe, așa, per ansamblu, un rezultat foarte bun pentru PSD pe țară. La nivelul județului, la nivelul municipiului Satu Mare, ce credeți că se va întâmpla, având în vedere aceste rezultate din capitală, domnule Albu? Se vor reflecta ele și la nivelul municipiului Satu Mare, reședința de județ? Nu știm. La nivelul municipiului Satu Mare, la nivelul județului, noi ne dorim să avem un scor foarte bun și, ca să fim foarte sinceri, o poziție 2 ar fi foarte onorantă pentru noi, pentru că ar fi prima poziție din partidele românești. Mai avem de așteptat câteva ore. Speranțele sunt destul de mari, o să vi le spun ulterior, ale noastre la câteva primării. Iar în ce privește municipiul Satu Mare, noi avem speranțe.
De fapt și de fapt, principalii doi contracandidați au fost primarul în funcție, domnul Coica, și candidatul DMR-ului, ceea ce nu înseamnă că nu vom scoate un rezultat bun, cât va fi acela, nu știu să vă spun încă. Mai așteptăm și mai vedem. Nu ne-am bucurat să câștigăm primăria la Satu Mare, dar suntem și realiști pe de altă parte. Da, domnule Albu, cum vă explicați că la nivelul primăriei generale a Capitalei ați obținut sau veți obține un scor atât de mic în comparație cu cel de la Cluj, unde se pare că domnul Emil Boc, PNL, candidatul PNL, va obține 69,1% potrivit primelor sondaje? Să nu uităm că aceste alegeri se desfășoară într-un singur tur de scrutin. Comenta cineva pe un post de televiziune acum seara, nu mai știu exact, un comentator, că în urma blatului politic făcut de toate partidele importante din România, aceste alegeri se vor desfășura într-un singur tur, și să știți că exprimarea mi-a plăcut, așa se numește chestiunea asta, au tot făcut tot felul de trocuri și până au ajuns la un singur tur de scrutin. Pentru alegeri locale este total nedemocratic și total neconcludent, da? Ori ajunge primar cu, probabil și în Satu Mare se va alege un primar care va avea undeva în jur de 30% din totalul voturilor, puțin peste 30, poate 40, așa mai departe. Să nu uităm că domnul Boc este primar în funcție, este, încep să mă bâlbe așa, la, cred că al treilea mandat, chit că unul l-a mai transformat în mandat de prim-ministru. Și este un om bine văzut de către clujeni, a făcut foarte multe pentru ei și probabil că vor mai fi și alte orașe, municipii, reședințe de județ în care primarii în funcție vor avea șanse majore să câștige. Există chiar o primărie de sector și o primărie de municipiu Baia Mare, în care cea de la sectorul 5, în care domnul Vanghelie probabil va câștiga detașat, sau nu chiar detașat, dar va câștiga alegerile și are un foarte consistent dosar penal. Iar în Baia Mare situația este foarte inedită. Domnul primar în funcție este puțin ocupat, este arestat în acest moment. Probabil că va câștiga alegerile. Vor fi multe de comentat pe această temă legat de acești candidați care, hai să-i numim candidați penal, dacă vreți dumneavoastră, pentru că au dosare serioase, acuzate de diverse fraude, trafic de influență, luare de mită și așa mai departe, și populația i-a votat mai departe. Va fi de, nu aș duce chiar cum comenta un băiat la Antena 3 acum după seara, că aceste alegeri le-a pierdut DNA-ul, e cam mult spus chestia asta, totuși populația sprijină o operațiune de curățire în mediul social-economic și politic din România, sprijină și este de acord. Dar aceste rezultate vor da o temă de casă sociologilor și va fi o temă de reflexie pentru toți cei care vor să facă politică, pentru că se vorbește de curățirea clasei politice, de primenirea clasei politice și așa mai departe, și de fapt cei care manifestă pe stradă când au fost și cu căderea guvernului, au fost câteva zeci de mii de oameni care cereau acest lucru, dar alte sute de mii de oameni sunt gata oricând să voteze un primar în funcție cu toate păcatele pe care le are. Așa este, domnule Albu, aveți dreptate, România au încredere în DNA. În același timp, în perioada campaniei electorale, partidele politice s-au folosit de faptul că PSD este condus de o persoană condamnată. Cu toate acestea, se pare că acest aspect n-a contat în ochii electoratului, având în vedere rezultatul. Bine, rezultatul, știți cum e, foarte, foarte important este rezultatul de la București. E o mare tristețe pentru mine chestia asta. Nu pot decât atât să spun, țin minte și poate țineți și dumneavoastră minte, acum vreo 12 ani de zile, la alegerile locale din București, titrau ziarele a doua zi, când a câștigat Băsescu dintr-un tur, a câștigat atunci cu 50 și un pic la sută, și titrau ziarele, toate marile cotidiene, nu mai știu ce titra informația zi, dar să titrau marile cotidiene: a pornit de la București valul portocaliu peste România.
A fost un val, într-adevăr, pentru că, până la urmă, rezultatele de la legile generale au fost foarte bune și a fost un val încurajator, un rezultat încurajator pentru noi, cei care eram la Satul Mare și în altă parte. Este, încă o dată, vă spun, rezultatul unei bâlbâieli politice din punctul nostru de vedere, dar și al faptului că dacă adunăm cei trei candidați de pe partea dreaptă, care toți cei trei candidați se prezintă astăzi, trei formațiuni politice care în 2004 l-au sprijinit pe domnul Băsescu, nu existau aceste formațiuni, existau doar două, PD-ul și cu PNL-ul, dar au sprijinit pe domnul Băsescu la primărie. Astăzi cei trei candidați ar fi avut 49%, dacă nu mă înșel. E vorba și de domnul Nicușor Dan, care spune dânsul că este de partea dreaptă a eșichelului politic, fără să își declare vreo apartenență politică. Este o formațiune, o organizație, să-i spun așa, USB, Uniunea Salvați Bucureștiul, care e ceva mai ciudat. Da, domnule Ciocan, care va sfârși din punctul meu de vedere undeva într-un partid politic. Sau va fi ea un partid politic sau va sfârși într-un partid. Primele alegeri informatizate din România, mai putem vorbi de fraude în această situație, domnule Ciocan? Vreau să vă informez că sistemul a funcționat foarte bine, cel puțin prin toate secțiile pe unde am fost eu. Nicăieri n-a dat sistemul rateuri. A funcționat bine, iar sistemul asigură eliminarea traseismului, adică turismului electoral, în sensul că aceeași persoană nu se poate prezenta la două secții, pentru că... Așadar, nu putem vorbi de alegeri fraudate. În legătură telefonică cu noi se află domnul Radu Bud, prefectul județului Satu Mare. Bună seara, domnule prefect. Ce ne puteți spune? Cum s-au desfășurat alegerile în municipiul și în județul Satu Mare? Au fost tentative de fraudă? Au fost infracțiuni, contravenții? Bună seara dumneavoastră, bună seara invitaților și de asemenea bună seara tuturor spectatorilor. Iată-ne la final de proces electoral. Probabil că nu este un secret, știți și dumneavoastră, la Satu Mare s-au registrat o prezență de 47,82%, foarte aproape de media pe țară de 48,42%. Deci noi suntem undeva la mijlocul clasamentului în acest moment, un clasament făcut pe țară. În Satu Mare, 41,20%, în municipiu, prezență la vot. Procesul electoral s-a derulat în condiții optime și am satisfacția să vă informez că nu s-au registrat evenimente majore în decursul acestei zile. Tot știm pre evenimentele minore care aș putea să vi le relatez, au fost două pene de curent foarte scurte la o secție de votare din Homorod, unde colegii noștri, președintele secției de votare, respectiv președintele biroului care de ce poziție, au acționat extrem de repede și au fost în câteva minute remediat, așa și... Domnule prefect, tot vorbeam noi aici vineri când ați fost în platoul Informația TV de eventuale pene de curent, așadar au fost acolo generatoare, s-a putut rezolva problema? Nici măcar nu a fost nevoie la Homorod de generator, existau generatori peste tot în fiecare secție de votare, fiindcă au fost o chestiune de minute, timp în care tabletele operatorilor de calculator au funcționat pe bateria proprie, pe acumulatorul propriu. Tot așa, în jur de ora prânzului, pe la 12:55, la Botiz a avut loc o pană de curent cauzată de cedarea unui izolator pe un stâlp. Cei de la electrică au intervenit rapid și au făcut o legare pe buclă, ceea ce a însemnat că după 10-15 minute au avut curent imediat și au funcționat până la remedierea finală a acestei situații. Deci chiar nu s-a simțit și nu s-au întâmplat niciun fel de evenimente respectiv să aștepte lumea din acest motiv. Tot așa, ar mai fi de menționat faptul că la Căpleni, la ora 15:05 minute, s-a descoperit că a dispărut o ștampilă. În momentul respectiv, președintele secției de votare a suspendat procesul de votare, s-a dat ordin de căutare, ceea ce nu s-a... Până la urmă, această ștampilă a dispărut fără să fie găsită. Există posibilitatea ca ea să se regăsească acum la numărătoare și să fie undeva în urna de votare, dar asta vom afla în timpul următor. Cert este că 45 de minute a fost suspendat acest proces,
după care, conform legii, s-a înregistrat în proces verbal evenimentul și s-a continuat procesul de votare. Cam asta a fost tot ce s-a întâmplat astăzi în județul Satu Mare. Am fost feriți de evenimente, am fost feriți de evenimente meteo, hidro și așa mai departe. Așadar, n-au fost tentative de fraudă, de fraudare a alegerilor, din câte ne spuneți dumneavoastră? Așa cum a spus unul dintre interlocătorii dumneavoastră prezenți în studio, sistemul informatic a funcționat ireproșabil. Deci iată că avem premize excelente pentru ca următoarele cicluri electorale, foarte importante de altfel, cum sunt cele pentru Parlamentul României, să funcționeze în condiții tehnice foarte bune. Cu toate acestea, domnule prefect, au fost localități în țară în care a fost o prezență la urne de peste 100%, de peste 150%. Cum vă explicați acest lucru? Având în vedere că se putea vota doar în localitatea de domiciliu. În primul rând trebuie să explice ei, dar nu am avut astfel de situații. Dar bănuiesc că în acele localități probabil erau secții de votare cu număr mic de oameni prinși pe lista electorală permanentă și pe lângă cei care probabil toți au fost prezenți, s-au mai prezentat și încă câțiva care în cursul zilei sau în cursul ultimelor 24 de ore și-au făcut mutație în buletin respectiv flotant pe acea localitate. Că este singura explicație. Cum vă explicați prezența totuși scăzută la urne, atât în județul Satu Mare cât și la nivel național, să nu mai vorbim de municipiul Satu Mare? Discutam cu dumneavoastră vineri, când ați fost prezent aici la emisiune, de costurile pe care le implică acest proces electoral. Ceea ce pot să vă spun este, și este un lucru cert, faptul că în județul Satu Mare foarte mult, o mare parte a populației este plecată peste o țară, la muncă, mai ales în zona Oașului, dar nu numai, și sigur că asta influențează în mod direct prezența la vot. Cu toate acestea, și în Satu Mare, în ultimele 5 zile, s-au înregistrat câteva mutații la unor persoane care și-au cerut sau și-au solicitat mutarea în buletin pe bază de flotant, dar nu a fost un fenomen de masă. Dacă vă dau numai așa un exemplu, că sunt aceste servicii pentru evidența persoanelor funcționează în toate orașele din județ și încă în 4 comune. La Ardut au fost 14 solicitări în aceste 6 zile, la Carei 29, la Halmeu 1, la Livada 3, Mediești 21, Negrești 41, Satu Mare 49. Deci vă dați seama că nici acest lucru nu pot spune că a fost ca și un fenomen de masă, așa cum se consideră la un moment dat că cineva va încerca să fraudeze mutând un votant dintr-o localitate în cealaltă. Dar ceea ce este un lucru cel și l-am povestit de altfel când am fost la dumneavoastră în studio, atâta vreme cât cineva are și flotant și domiciliu stabil din buletin, poate opta, poate să voteze într-un singur loc. Și sistemul informatic îl oprește în momentul în care încearcă să voteze și în celălalt domiciliu. Aceste solicitări de flotant, credeți că puteau influența rezultatul alegerilor? Cu siguranță că la ceea ce v-am spus înainte și la numărul de persoane care au solicitat, cu siguranță că nu. Da, vă mulțumim mult, domnule prefect. O seară plăcută. Rămâneți alături de Informația TV. Am fost prefectul județului Satu Mare, domnul Radu Bud. Domnilor, avem o prezență de, așa cum a arătat și prefectul județului, de 47,82 în județul Satu Mare, în timp ce municipiul Satu Mare doar 41,40%. Acestea în condițiile în care la alegerile din 2012 în județul Satu Mare prezența la urne a fost de 54,85%, iar în municipiul Satu Mare prezența a fost de 51,61% în 2012, atunci când USL era pe val, când amândoi făceați parte din USL. Eu aș continua puțin cu sistemul. Un lucru foarte interesant pe care l-a precizat și domnul prefect este acela că sistemul are o autonomie proprie care se bazează pe bateriile laptopurilor. Deci dacă el este remediat într-o oră, două, el funcționează în continuare. Deci nu pune în pericol.
o tabletă câteva ore, liniștit merge. Tabletele sunt supra-solicitate, însă și nu cred că merg mai mult de o oră, oră și jumătate. Oricum, acest lucru a făcut ca pe nicăieri să nu fie, nici într-o secție să nu fie probleme. Legat de prezența la vot, eu am văzut în unele localități, cel puțin din zona Oașului, parcă o prezență mai mare. Am putea afla lucrul acesta și dacă am monitorizat sau am avea date de la frontieră, în ideea a crescut sau n-a crescut traficul în ultimile zile pe intrare. Cert este că pe sistemul relațiilor de rudenie, mulți din candidați și-au solicitat rudenile să vină acasă pentru a-i sprijini. În localități funcționează din plin acest aspect al relației de rudenie, a relațiilor de prietenie, a intereselor. Se vorbește mai puțin de doctrine, de partide. Aici omul este cel care poate sau nu poate. De aceea o să vedeți surprize în foarte multe din localități, unde chiar candidați independenți, mă refer aici în mod deosebit la consilier local, dar și la primari sunt candidați, vor aduna un număr semnificativ de voturi pe acest sistem al relației de rudenie. La un moment dat, în discuții, și oricare dintre candidați invocau mereu acest lucru. Eu am rudenii multe, foarte mulți vor veni chiar din străinătate să voteze și lucrul ăsta, eu sunt convins că s-a întâmplat în câteva din localități. De exemplu, în localitate în Călinești, la ora 10, votase deja 300 de persoane la o secție de votare. Și era plin în fața secției, ceea ce și explicația a fost că sunt foarte mulți veniți. Da, domnul Ciocan ne spune că au fost persoane care au revenit în țară pentru a vota. Domnule Albu, în ciuda acestui fapt, prezența la urne este mai mică decât în 2012, atât în județ cât și în municipiu. Dacă în 2012 aveam în județ o prezență de 54,85%, acum am avut o prezență de 47,82%, în timp ce prezența în 2012 în municipiul Satu Mare a fost de 51,61% și doar 41,40% anul acesta. De unde e această diferență? Motivele sunt două. Eu, spre deosebire de domnul Ciocan, eu nu mi se pare, adică se poate întreba la frontieră câte intrări au avut în ultimele și se poate face o medie ca atare, dar nu cred că este un fenomen de masă, nu cred că mai vine cineva din Anglia sau din Italia sau din Franța în mod special pentru ca să voteze la alegerile locale, poate ca excepție, dar nu cred că poate să includă această dorință să o aibă mii de persoane, că sunt mii de persoane care sunt plecate din acea zonă în vestul Europei. Pe de altă parte, față de 2012, au mai plecat oameni din Satu Mare și din județul Satu Mare. Ei, din păcate, pleacă în continuare. În fiecare zi pleacă la lucru și, din păcate, pleacă mai mulți decât se întorc, care din diverse motive se întorc. Așa că și populația pe care o monitorizăm noi astăzi și de care, populația României de care se vorbește, vedeți, dacă țineți minte, în 2012, la referendum, era vorba de, dacă țineți minte, povestea cu domnul ministru de interne rus, care și-a și dat demisia, nu atunci, dar mai târziu, și-a dat demisia, care a încercat să vorbească ceva despre populația care o avem noi în statistici și care este departe de a fi reală. Populația reală a României se estimează a fi undeva în jur de 18, cei prezenți în țară, undeva în jur de 18 milioane și jumătate de locuitori, având undeva în jur de peste 3 milioane de oameni care sunt plecați, unii temporar, alții definitiv în străinătate. Asta este unul din motive pentru care prezența este mai slabă și al doilea motiv și cel mai important, de fapt, este faptul că în 2012 a existat acea alianță, USL-ul, care a fost o alianță de succes la acel moment, în care oamenii au crezut și pentru care au avut și speranțe că va face ceva în România, va schimba ceva în România și motiv pentru care s-au prezentat masiv la vot. S-au lămurit că lucrurile nu s-au prea întâmplat așa,
Și atunci, cu atât mai mare este astăzi dezamăgirea că nu s-a schimbat nimic nici după această alianță. Eu spun cu mare sinceritate, ea într-adevăr, la momentul respectiv, statistic vorbind și istoric vorbind, a fost o alianță de succes. Că a fost contra naturii, că n-a fost contra naturii, asta e cu totul altceva. Dar a fost o alianță, politic vorbind, a fost o alianță de succes. Ei, după ce au văzut oamenii că nici după marea agitație în care ar fi avut cei care și-au asumat să conducă România, ar fi avut o șansă importantă de a face niște reforme foarte serioase în România, regionalizare, etc., n-au făcut mare brânză, ca să fim sinceri, deși guvernarea n-a fost proastă. Dar aceste mari schimbări așteptate de populația României nu s-au produs și atunci dezamăgirea este cu atât mai mare. Și nu în ultimul rând, trebuie notat faptul că, deși socoteala mea nu dă ca medie, dar la București cred că ăsta este unul dintre motive, oferta politică foarte slabă a tuturor partidelor, i-a ținut pe mulți în casă sau i-a îndepărtat de domnule Albu, oferta politică din municipiul... Am primit de la frontieră acum o informație, ieri s-a lucrat pe trei coloane, s-a stat pe intrare 40 de minute pentru a intra în țară. Am stat și eu jumate deci, de oră. Pe trei coloane, asta înseamnă că traficul s-a dublat. Merge mult mai greu pentru că scanează buletinele, acum le trec pe acolo. Traficul s-a dublat, ne spune domnul Ciocan. Hramul Catedralei Romano-Catolice din municipiul Satu Mare, unde au participat mii de credincioși catolici, a influențat oarecum prezența la vot din punctul dumneavoastră de vedere? Nu în mod deosebit. De ce? Pentru că probabil că la această sărbătoare a romano-catolicilor au participat și persoane care au domiciliu în Satu Mare sau în municipiu sau în județ și locuiesc în altă țară, dar nu cred că sunt un număr foarte mare cei care locuiesc în altă parte decât sunt din Satu Mare, au domiciliu stabil aici și locuiesc în Ungaria. Nu cred că sunt foarte mulți. Nu, mai bine mă abțin, nu știu să vă spun o cifră sau o aproximare, dar nu cred că a influențat foarte, foarte serios, pentru că au fost prezenți cei din Satu Mare care sunt votanți și care probabil că oricum mergeau la vot. Știm clar că votanții UDMR-ului sunt mult mai disciplinați decât ai altor partide și dacă au venit și au venit din altă parte, probabil că nu au putut să voteze pentru că nu au avut domiciliu, poate că au venit și cetățeni maghiari care au dorit să vină fiind o sărbătoare religioasă. De ce nu acceptați ideea că e posibil să fi venit din cei care lucrează afară? Se poate, acceptăm, nu mi se pare un fenomen de masă, asta am vrut să spun. Sărbătoare. Eu punctez și vreau să subliniez că prezența asta scăzută este datorată doar faptului că oamenii au o insatisfacție majoră vis-a-vis de clasa politică, de toată conducerea, guvern, tot ce se întâmplă în România, oamenii sunt supărați și sunt nemulțumiți. Și dacă sunt supărați și nemulțumiți, în afară de soldații disciplinați, cei care sunt nucleul dur al fiecărui partid, din cei nehotărâți în aceste momente sau în acest moment, foarte mulți decid să nu se prezinte la vot, așa după cum ei nehotărâții există întotdeauna, vor fi mai departe. În 2012, de exemplu, nehotărâții aia foarte mulți s-au hotărât să voteze. Asta s-a întâmplat atunci, trebuie să recunoaștem. Este aceeași chestiune cum s-a întâmplat și la alegerile prezidențiale. Știm cu toții că alegerile locale trebuie să noteze o prezență mai mare decât la alegerile parlamentare. Ca principiu notează, au o prezență mai mare. S-ar putea întâmpla ca la alegerile parlamentare din toamnă să avem o prezență și mai scăzută decât avem acum. Dacă nu mă înșel... Domnule Albu, domnule Ciocan, am comparat prezența la urne de astăzi cu prezența la urne din 2012. Haideți să facem o comparație între prezența la urne de astăzi cu aceea din 2008, astăzi 47,82% în județ. În 2008 prezența la urne în județ a fost de 47,32%, așadar ușor mai scăzută decât
Astăzi, pe când în municipiul Satu Mare, în 5 iunie 2016, am avut o prezență de 41,40%, iar în 2008 de 38,64%, așadar și atunci ușor mai scăzută. Este posibil să luăm în calcul și faptul că au fost totuși două tururi și, nu știu, se referă la turul 2, bănesc, cifrele pe care le aveți acolo. Dacă e turul 1, în turul 2 se mobilizau mai mult oamenii, interveneau, așa zis, să le înțelege. Nu mai aveau candidat. Dar, în general, în primul tur nu pleca oamenii știind că obligatoriu va fi turul 2 și atunci au șansa de a pune, de a influența. Deci dacă ați compara cu 2008, înseamnă că situația e ușor asemănătoare, ceea ce confirmă teoria mea că în 2012 a fost o emulație la nivelul rezultatele vor fi asemănătoare, domnule Albu. Vreau să vă spun că în 2012 rezultatele la nivelul județului... Acelea nu contează din 2012. Nu contează. Să le luăm pe cele din, când UDMR la nivelul județului Satu Mare a obținut 36,6%, PSD 20,60%, PNL 16,36%, PDL 14,26%, în timp ce în municipiu rezultatul a fost de 42,21% UDMR, PSD 20,36%, PDL 14,51%, PNL 12,94% la Consiliul Local. La Consiliul Local. Da. Da, sunt din primul tur de scrutin, este foarte clar, pentru că așa este, sunt de la primul tur de scrutin. Nu știu, vom vedea dacă vor fi la fel sau nu. Eu am senzația că mi-e greu să vorbesc acum de municipiu, mai repede mă pot referi la județ. Avem speranța și senzația că în județ vom reuși să depășim ca număr de voturi PSD-ul la votul politic al Consiliului Județean, ceea ce înseamnă că vom urca de pe un loc 3, parcă ați avut în județ, pe un loc 2. Sperăm noi. Ar fi și logic să se întâmple acest lucru, pentru că voturile PNL-ului ar trebui să se însumeze cu cele ale PDL, ale fostului PDL. Teoretică, practic, nicio adunare politică 2 cu 2 nu dă 4, ci dă, de obicei dă mai puțin, că mai mult nu dă. Așa este întotdeauna la orice fuziune, și în partea comercială a existenței noastre și în partea politică. Speranțele sunt și în oraș, sper că vom avea rezultate ceva mai bune decât atunci în 2012, dar în 2012 rezultatul a fost destul de prost, 2008, scuzați-mă, și datorită faptului că candidatul de atunci nu a fost cel mai potrivit pe care noi îl puteam pune, a fost vorba de domnul Ștef și... Inevitabil, chiar dacă a luat cu 1900 de voturi, dacă nu mă înșel, mai puțin decât partidul, a tras în jos și partidul. De obicei, un candidat prost ales trage în jos și partidul. Se va vedea treaba asta și la București, unde cred că și rezultatele de la Consiliul General al Municipiului București vor fi mai slabe decât cele normale, datorită... Domnule Albu, anul acesta PNL și-a ales mai bine candidatul pentru municipiul Satu Mare? Nu mult mai bine decât l-a ales în 2008, dar s-au mai schimbat și vremurile. Oamenii au mai înțeles un pic că și oamenii politici tineri pot să facă o figură frumoasă. Oamenii se mai schimbă, se mai modernizează. Ca principiu, teoria din 2008, vis-a-vis de 2008, se poate aplica și la 2016, cu foarte multă ușurință, fără să o schimbăm prea mult, cu singur amendament, că oamenii se mai schimbă între timp și devin mai deschiși, alegătorii mă refer, cetățenii. Noi cu toții ne modernizăm și începem să ne mai pierdem vechile obiceiuri și vechiul mod de a gândi.
Cu ce viteză se întâmplă treaba asta, mai bine îl întrebăm pe domnul Brucan, dar acum nu mai poate să ne dea răspuns. Da, domnule Ciocan, l-ați auzit pe domnul Albu, ne spunea domnul Albu că PNL va obține un scor mai bun la Consiliul Județean. Sperăm. Și probabil și la Consiliul Local decât PSD. Ce părere aveți? E un optimist incorrigibil. La Consiliul Local nu am spus că vom obține. Este posibil, din cele spuse de dânsul, având în vedere că știm deja un rezultat la nivel capitală, la nivel București, sau mă rog, avem o estimare, este posibil ca Satul Mare să contribuie așa în ansamblul general al votului la ridicarea procentelor pentru PNR la nivel național. Ar fi o realizare, pentru că de regulă provincia este cea care este beneficiarul principal al ce se întâmplă la nivel național. Acum poate fi invers. Eu nu spun și refuz să-l contrazic, mai sunt câteva. Nici eu nu sunt foarte hotărât, domnul Ciocan. Mai nu mai e mult și vom afla rezultatul real. Ați observat cât de elegant a răspuns și la întrebarea privind alegerea candidatului la primărie din partea PNL. Da, și eu sunt de acord, trebuie să-i promovăm pe tineri și vreau să vă spun că chiar cu riscul de a nu avea succes imediat, trebuie să schimbăm generațiile în politică. Eu am văzut tinerii, cel puțin, noi avem 12 tineri care i-am scos în față la candidat de primar, care n-au mai fost până acum candidați și abordează altfel lucrurile. Vorbesc mai mult de echipă, vorbesc mai mult de politică în general. Deocamdată însă n-au reușit și greu vor reuși în perspectiva următoare să realizeze acea echipă despre care vorbesc ei, care într-adevăr să fie unită, care să aibă același scop, acela de a câștiga alegerile. Dar cu toate astea trebuie să-i împingem, trebuie să-i ajutăm, trebuie să-i forțăm efectiv pentru a nu pierde startul. Pentru că la un moment dat, și în politică, ca și în orice altă meserie, ne erodăm, trebuie să lăsăm pe alții să vină din urmă. Mai trebuie și lăsată să... pe alții. Da. Sunteți de acord că la nivelul primăriei generale a Bucureștiului surpriza este uriașă, având în vedere că doamna Gabriela Vrânceanu Firea a obținut 42,1%, așa arată rezultatul exit poll IRES, în timp ce Nicușor Dan 29,8%, Cătălin Predoiu doar 13,3%, Robert Turcescu 6,1%, Daniel Barbu 3,9%. Este o surpriză, într-adevăr. Vă așteptați la astfel de rezultate? Nu așa mare diferență, nu. Dar cu toate astea, dacă ne uităm puțin în urmă, exceptând varianta USL din 2012, era totuși diferență mare între procentele pe care le obținea la un moment dat în celelalte alegeri PSD-ul și PNL-ul. Deci nu erau două partide echilibrate din punct de vedere al votului, electoratului. După această variantă USL, PNL-ul a prins putere. Eu aș spune că a câștigat prin cel mai mult câștigat a fost PNL-ul. Iată că după despărțirea asta care a urmat, a rămas cu foarte mulți primari de localități, având în vedere faptul că în USL s-a mers pe principiul parității, 1-1. Și primari, și consilieri, și așa mai departe. Atunci s-a gândit domnul Ponta să mai dea o ordonanță de guvern și să mai ia o tură, vreo 500 din aia, să-i mai mute. Că domnule Albu, primele rezultate pe țară, PSD 37,5%, PNL doar 28%. Da. Vă așteptați? De aproape 10% diferență. Nu mă așteptam la așa o diferență mare, ca să fiu foarte sincer. Deci nu mă așteptam la așa o diferență mare. Deci se confirmă că Bucureștiul dă tonul. Nu este vorba de altceva din punctul meu de vedere. Într-adevăr, nu mă contrazic, Bucureștiul dă tonul, dar este vorba și de altceva. O bâlbâială pe care o practici, o politică bâlbâită pe care o duci la București,
Se vede în toată țara, candidații de la București, alegerile locale din București sunt poate cele mai vizibile din țară, toată lumea se uită la, pe lângă televiziune locale, la televiziune naționale și impresia generală de bâlbâială pe care au dat-o cei din București, trebuie să se vadă și în restul țării. Și pe de altă parte, trebuie să notăm și faptul că vorbim de bine de rău, de trei partide în București, sunt și acea Uniune Salvați Bucureștiul, dar în restul țării sunt de fapt trei partide care defilează pe culoarul din dreapta al politicii românești, PMP-ul și ALDE, care într-un fel sau altul, cu alte ocazii, au fost aliați. Indiferent că au fost aliați în două partide și pornind de la Convenția Democrată, continuând cu alianța, da, cu altă ocazie au fost aliați, de data asta sunt singuri. Ceea ce înseamnă că, virgulă, concluziile care se trag de aici vor fi foarte clare și probabil că spre toamna anului vom asista la un probabil sau posibil sistem de alianțe mai interesant, dar vom vedea. Domnilor, discuția noastră a pornit de la prezența la urne, care a fost foarte scăzută din punctul nostru de vedere, atât la nivelul județului Satu Mare, cât și la nivelul municipiului. L-am văzut în această seară pe președintele României, Klaus Iohannis, a ieșit destul de târziu la urne, după ora 18:30 a votat președintele. De ce atât de târziu? A sperat șeful statului că ieșind la 18:30 la urne îi va determina și pe nehotărât să iasă și să voteze? Nu știu, oare n-a fost la Sibiu, mă întreb eu. Nu, n-am înțeles. A fost acasă cu... Doamna a votat la Sibiu, dânsul. Da, dar poate că și dânsul a fost la Sibiu și totuși s-a întors în București fiind președintele României. Nu știu să spun de ce a ieșit la ora 18:30. Este și posibil, având în vedere că în București multe alegeri au fost răsturnate în ultima oră, deci după ora 19, după ora 20, în multe tururi de scrutin s-au răsturnat rezultate sau prezența s-a îmbunătățit foarte mult, iar mă întorc în 2004 și poate și în 2008. Domnule Albu, rezultatele slabe înregistrate de Cătălin Predoiu ar trebui să-i determine pe cei doi copreședinți, doamna Alina Gorghiu și Vasile Blaga, să demisioneze, să se retragă din fruntea partidului? Ar trebui să se realizeze în sfârșit această fuziune între PDL și PNL? Probabil că celelalte tururi de scrutin, adică celelalte alegeri din toamna acestui an, ne vor prinde cu un partid fuzionat în întregime, ceea ce va însemna că probabil se va ajunge la un președinte unic. Faptul că a rămas un sistem de copreședinție în pofida criticilor care au venit din afară, să știți că n-a fost deloc rău, pentru că a menajat susceptibilitățile tuturor ambelor părți și a fost destul de bine așa, pentru că era pericolul unor explozii în anumite județe sau orașe și atunci, că nemulțumiți întotdeauna sunt și din aceleași partide, mai ales când vin din două partide. Sunt partide în care există două, trei tabere care se cunosc, nu le cunoaște populația, dar le cunoaștem noi cei care suntem pe aproape și în anumite momente se activează una dintre tabere, care e așa o poziție latentă, mă înțelegeți, care față de conducerea care există, pentru că există nemulțumiri față de orice conducere, la orice alegeri la care candidează, la o conducere internă a unui partid, candidează cel puțin două persoane, e unul care câștigă și sunt unii care pierd. E sigur, își dau mâna și se pupă pe frunte, dar nu întotdeauna o și fac după aia. Deci păstrează relația cu mâna întinsă. Ulterior, ulterior își dau la picioare, dacă se poate. Din punctul ăsta de vedere, cred că a fost bine alegerea, adică sistemul ăsta dual de conducere. Mai greu e, ce-i drept, și a funcționat mai greu. Cred că toamna anului, subliniez, ne va prinde cu o alegere unică. Iar dacă mă întrebați ce ar trebui să facă domnul Blaga și doamna Gorghiu, eu vă spun cu mare sinceritate, măcar așa un cornet de cenușă ar trebui să-și toarne în cap dacă nu să-și dea demisia. Poate că e cam mult, dar dacă se vor obține niște rezultate
până la urmă sub 30% și vom marca un 10% diferență față de PSD, atunci cred că într-adevăr ar trebui să-și dea demisia. Spre deosebire de USL, probabil de la USL au fost influențați atunci când au gândit această unire. Aici n-a funcționat principiul împreună putem face mai mult decât singuri. Dimpotrivă, se pare că împreună n-au făcut mai mult decât făcea fiecare în parte. Au făcut mai mult. Cu vreo 4-5%. Să nu uităm însă că PDL... Cele două partide care au plecat de la noi. PMP-ul de la PDL și ALDE de la noi. Cârmă-n păr, 3-4%. Până mai nici nu le numeați partide, că ziceați... Numit întotdeauna partide, da. Chiar dacă nu sunt de acord cu ei, dar dacă le adunăm și rezultatele acestor partide, veți vedea că rezultatul va fi superior, sau măcar apropiat de cel al PSD-ului. Dacă rămâne cel de care vorbea doamna. Ideea este că este clar că USL-ul a funcționat și a atins scopul pentru care a fost creat. PNL-ul nu și-a atins scopul până în acest moment. Bănesc că scopul a fost de a câștiga alegerile, devenind cum se auto-intitula un partid mare, PNL-ul. Nu, e un partid exact cum a fost și până acum. PNL-ul n-a crescut prea mult cu PDL, pentru că, spun eu, PDL-ul nu a contribuit prea mult la rezultate, la ridicarea acestui partid. Trăgea după el o guvernare care n-a fost dintre cele mai bune, dimpotrivă, o putem numi dezastroasă. Și atunci imaginea adusă de PDL în partid n-a contribuit prea mult la un PNL mare, un PNL care să își atinge scopul. De ce spuneți acest lucru, domnule Ciocan? Vreau să vă spun că în 2012, în județul Satu Mare, PDL, atunci când USL era pe val, PDL a obținut 14,26% la nivelul Consiliului Județean. PNL era în USL. Da. USL în total avea 37,90%. Și dacă ar fi fost PNL separat și PSD separat, PNL era în mod sigur deasupra PDL-ului. Cel puțin în județul Satu Mare. Era deasupra PDL-ului. În 2008 nu așa au stat lucrurile la nivelul municipiului. PDL a obținut 14,51%, pe când PNL avea doar 12,94% la nivelul municipiului Satu Mare. La nivelul județului este adevărat, PNL a obținut 16,36%, PDL 14,26%. Așadar, deci, mare sensibil egal. Împreună vorbim de un 30% ar fi trebuit să adune. Ori diferența... Și subliniez chestia asta. E o chestiune de probabilitate și de statistică. Și în politică am niște exemple din activitatea economică de fuziuni foarte mari care s-au făcut. Vă pot da exemple clare de achiziții făcute de multinaționale în România, în care s-a adunat procente de cote de piață, cam echivalente cu voturile de aici, și niciodată am un exemplu în care trebuia să se obțină, avea în urmă cu 15 ani, firma Brownion se numea atunci, a achiziționat ceea ce numim noi astăzi firma Ciuc, a principiu. Era vorba de cel care avea 17%, a cumpărat cel care avea 19% cote de piață. Rezultatul era 36%. Nici măcar 30% n-a fost niciodată. Nici măcar 30% n-a fost niciodată la fuziune. Acum câțiva ani de zile, aceeași firmă, dar botezată altfel, se numește Heineken România S.A., a cumpărat firma Newmar, toată lumea știe. Dar discutăm de politică, domnul USL-ul vă contrazice. USL-ul a câștigat. Să nu discutăm de alte firme, să discutăm de prezența la vot, revenind la această prezență la vot, 47,82% la nivelul județului, 41,40% la nivelul municipiului. De ce au ieșit sătmărenii într-un număr atât de mic la vot și ce reprezentativitate va avea viitoarea administrație locală și județeană, dacă ne referim la administrația municipiului Satu Mare, municipiul reședință de județ, trebuie să avem în considerare faptul că am avut 10 candidați pentru funcția de primar la municipiul Satu Mare. Dacă vorbim de reprezentativitate, nu o să aibă nici măcar reprezentativitatea pe care au avut-o înainte, pentru că acum avem un singur tur.
un primar, dacă îl luăm totalul celor care trebuiau să participe la vot, e posibil să câștige primăria cu un 15%. Nu, aici nu cu 15%, nu. Să va câștiga primăria cu vreo 30 cel puțin. Păi, cu 30 o câștigă acum din cei participanți la vot, dar din ansamblul general al participanților. Acum, știți care e toată chestiunea? Acum, atunci când se vorbește de reprezentativitate, e un pic de răutate în toată chestiunea asta. În general e un pic de răutate. A oricui care atinge acest subiect. Până la urmă și la urmă să nu se supere nimeni. Meciul se desfășoară pe teren. În tribune numai poți să fluieri și să arunci cu ce vrei, cu sticle goale și petarde. Vrei să participi la meci? Stai în trip, te duci pe meci. Adică mergi și votezi. N-ai votat? N-ai votat. Înseamnă că tu nu ești curios de ce se întâmplă în orașul în care trăiești și la revedere. Nu înseamnă că după aia nu poți comenta, evident. E democrație, toată lumea poate să comenteze. Dar nu e foarte, foarte important. Până la urmă, primarul care va fi ales va fi primarul și cu asta se va încheia discuția. În același timp putem să le că reproșăm... Că va fi reprezentativ, că nu va fi, el va fi primarul. Dar putem să le reproșăm totuși politicienilor că n-au fost suficient, sau nu sunt convingători. N-au fost suficient de convingători nici prin proiectele pe care le-au propus, n-au fost suficient de convingători nici prin rezultatele pe care le-au obținut. Și ca atare, mă, Ciocan, bâlciul ăsta cu clasa politică, într-un fel cu votul de blam la clasa politică, din punctul meu de vedere, așa că dacă reușesc eu să-mi aduc bine aminte, să nu fac o greșeală, la balul ăsta l-a deschis fostul președinte al României, care a avut o satisfacție majoră din a acuza clasa politică în totalitatea ei de toate relele posibile ale Pământului, încercând el să iasă în față, ceea ce poate că i-a reușit, că de-aia a stat două mandate la Cotroceni și el a făcut-o cu perseverență, că de orice poate fi acuzat, dar de lipsă de perseverență nu poate fi acuzat postul președinte și de acolo încolo e o modă să blamezi clasa politică. Asta este până la urmă și la urmă. Nu știu dacă e un vot de blam sau nu este un vot de blam prezența oamenii. Pe măsură ce ne modernizăm, noi ne prezentăm tot mai puțin la vot. Trebuie să ajungem la o mare maturizare ca să ajungem a civilizației, ca să ajungem ca în țările nordice, unde oamenii se prezintă din conștiință la vot și... Dar vedeți, fenomenul se manifestă. Vorbeați dumneavoastră de echipe, state. de oamenii tineri care i-ați spus și ei vorbesc de echipe, deși ziceți că au totuși un alt limbaj. Va mai dura și chestia asta. Noi cu toții vorbim de echipe, numai că foarte mulți dintre cei care pronunță cuvântul echipe se gândește la clan, nu la echipă. Ei așa văd echipa aia, adică ai mei, proștii mei cu proștii tăi sau ceva de genul ăsta, cam pe aici. Și nu vorbește de o echipă în realitate. Va mai fi multe de trecut până când acea echipă de care se vorbește va deveni o echipă care nu merge după interese, indiferent că sunt de natură familială sau de sunt de natură financiară, ci merge după interesul binelui public, ca să fim cinstiți în toată povestea asta. Va mai dura foarte mult, pentru că să fim foarte sinceri, este foarte greu să faci echipă, să ai oameni bine pregătiți care vor să activeze, să ia într-o echipă care să te ajute să conduci un oraș, un județ sau o țară, câte vreme oamenii ăia sunt plătiți cu salarii de mizerie, câte vreme oamenii ăia iau salarii mici. Oamenii care înseamnă ceva și care au potențial în meseria pe care au, pot câștiga cu ușurință astăzi în România, nu vorbesc de străinătate, salarii semnificative, în general mult mai mari decât cele care se obțin în mod normal în administrație, mult mai mari. Că sunt excepții în anumite ministere și așa mai departe, nimeni nu zice că nu sunt excepții în care salariile sunt cât de cât rezonabile, dar în general salariile sunt mici. Și atunci nimeni nu poate să facă muncă patriotică pe gratis pentru că are de ținut o familie, are de trăit o viață, nu s-o trăiască pe salarii de 1.000-1.500 de lei, poate 2.000 de lei. Și atunci la bani din ăștia nu vei găsi decât niște oameni de etapă, adică o perioadă poate ar vrea să vină, dar nu sunt mulțumiți. Cei care se pricep la ceva în lumea asta nu sunt mulțumiți cu asemenea salarii. De-aia este greu să vorbim de o echipă. Cu o echipă nu înseamnă că o echipă nu trebuie plătită. Trebuie plătită.
cu cât mai mult, cu atât mai bine. Nu neapărat plătită să facă lucruri rele, nu are conotație negativă, are conotație pozitivă, plătită corect. Lucru bine făcut trebuie să aibă și un preț corect. Vorbeați de bani, de costuri, de prețuri, domnule Albu, aproape 4.450.000 de lei ne-au costat alegerile, aceste alegeri. 300 ceva de milioane costă în România. La nivelul județului Satu Mare, da. Și cu toate acestea am avut o prezență atât de scăzută la vot. Dar nu are nicio legătură. Costul este același. A fost oricum mult sub cheltuielile care au fost în alegerile anterioare. A meritat să va schimba ceva până la urmă în administrația județului dacă ne raportăm, și municipiului? Doamna Stella, la cheltuială, dacă ne raportăm la cheltuială, eu l-aș numi un succes. Aș numi un succes ceea ce s-a întâmplat acum. Adică cu bani poate nici jumătate din cei care s-au cheltuit în alegerile anterioare s-au obținut rezultate relativ asemănătoare. Și tabletele au costat bani, și sistemul informatic, și persoanele care așa au lucrat la acele tablete. Domnule Ciocan, acest preț este doar în ceea ce privește cheltuielile tehnice cu organizarea alegerilor, nu de conturile făcute partidelor politice pentru campania electorală. Nu are nicio legătură. 4.450.000 de lei la nivelul județului Satu Mare. Cel puțin încă un milion dacă statul va deconta, așa cum scrie în legea finanțării partidelor politice, cel puțin un milion, cheltuielile poate un milion jumate vor mai fi cheltuielile partidelor care se vor adăuga. Dar eu sunt de părere că nu puneți problema cum trebuie. Democrația costă bani, democrația nu este o chestie ieftină și simplă. Nu e ca și în activitatea economică în care dacă ai investit 100 de lei, aștepți un profit. Simplu fapt că trebuie să menții democrația costă bani. Nu trebuie neapărat să obținem un și nu se pune egalitate între, cred că dacă se cheltuia de două ori mai mult pentru alegeri locale, erau prezenți mai mulți? Nu. Dacă vrei să fie prezenți mai mult, puteai să introduci o sancțiune pecuniară, la o amendă dacă nu se prezintă la vot. Dar nu mi se pare că nu sunt adept unei asemenea măsuri. Domnilor, vreau să vă spun că numărătoarea paralelă efectuată de partide arată că la Craiova-Olt a câștigat candidatul PSD, domnul Boloc, dacă nu mă înșel, așa se numește. Era de așteptat. Era de așteptat. La Petrești, acolo era un singur candidat, UDMR. Așadar, ușor, ușor încep să vină rezultatele alegerilor. Și la Vama a câștigat. E unul singur. Da, e unul singur. La PNL puteți să-l treceți. Cu cel de la Vama, că e unul singur. Domnule Ciocan, aici eu l-am trecut prima comună asta, ca dintre cele care sunt astăzi. Da. Domnule Albu, dacă rezultatele vor fi la fel de slabe din punctul de vedere al PNL la nivelul județului și municipiului, la fel de slabe cum au fost cele, sau cum arată că vor fi cele din București, se vor retrage cei doi copreședinți, Romeo Nicoară și Adrian Cosma, au ei o vină pentru rezultatul alegerilor din municipiu și județul Satu Mare? Sau cine e vinovat pentru rezultatul acesta slab? Să știți că rezultatul acesta slab deocamdată nu este atât de slab ca la București. Să știți că performanța de la București e greu de egalat. Poate că doar în Teleorman. Știți dumneavoastră ceva ce noi nu știm, domnule Albu? Aveți rezultate? Deci, nu știm cât e rezultatul de la Consiliul General al Municipiului București, care este votul obținut de partid, dar presupunem că va depăși foarte greu 20% în București, ceea ce într-adevăr este un rezultat destul de prost. Eu personal nu sunt pentru vânătoarea de vrăjitoare. Corect mi s-ar părea, deși la noi în România instituția demisiei nu prea funcționează. E o chestiune așa scoasă din context, pentru că, în fine, mai durează mult până ne intră în codul genetic chestia asta cu demisia. Sigur, dacă rezultatele sunt chestiuni diferite, dacă rezultatele de pe municipiu vor fi foarte slabe în raport cu cele de pe județ, sau dacă cele de pe județ vor fi foarte slabe în raport cu cele din România, și bine, nu ne vom compara, de exemplu, cu județul Bihor, unde sigur vom obține niște rezultate foarte bune, ci ne vom compara cu media de pe România. Și de la București, în general, s-a procedat la
niște sancțiuni care au dus până la schimbarea liderilor. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Din punctul meu de vedere, schimbările acestea nu e bine să se facă brusc, nu e bine să fie intempestive, trebuie să fie agreate de către persoane, pentru că, vedeți dumneavoastră, există contraofertă pe partea dreaptă a partidelor în România și așa după cum s-a întâmplat acum înainte de aceste alegeri, în care am văzut și unii și alții, și eu și domnul Ciocan de la PSD, că nemulțumiți din partidul dânsului s-au dus la alt partid, nemulțumiți de la noi s-au nemulțumiți de la noi s-au dus tot la același alt partid. Există contraofertă. Nu știu cum va mai sta după aceste alegeri. Vreau să vă spun că pentru prima dată, sau poate nu neapărat pentru prima dată, dar voi urmări toate analizele acestor alegeri cu foarte mare atenție, pentru că vor fi un semnal important pentru toamna anului și în toamna anului se va decide totuși, va fi mult mai importante acele alegeri. Pentru că eu, să fiu foarte sincer, mă interesează mai mult cine va face guvernarea în România din toamna lui 2016, mai puțin mă interesează un primar în plus sau un primar în minus. Sigur, mă bucur dacă avem un primar 2 în plus, pentru că se pare că vom avea câteva primării în plus față de cele avem, față de cifra care avem astăzi, ceea ce cu certitudine ne va da un scor mai bun decât e posibil să avem un scor mai bun în satul mare decât are partidul la București. Și repet încă o dată, chestiunea cu vânătoarea de vrăjitoare, eu personal nu agrez și nu mi se pare normal să o pornești din a doua zi. Orice fel de asemenea gen de vânătoare, o numesc eu vânătoare de vrăjitoare, duce la disparități în cadrul unei organizații și nu știu dacă e cazul să se întâmple așa ceva. Eu sunt de părere că nu ne putem permite să ne mai certăm unii cu alții, pentru că abia ne-am acomodat unii cu alții să ne mai și apucăm să ne mai certăm. Sper că totuși, dacă rezultatele vor fi, o anumită parte din cele două vor fi foarte proaste, sper că vom apela la bunul simț al persoanelor vizate de această chestiune și să înțeleagă că ar trebui să ne lase în pace. Da. Este mai prost în politică, așa că mai vedem. Potrivit calendarului creștin-ortodox, astăzi este Duminica Orbului din Naștere. Vă reamintesc că primele alegeri au avut libere din 20 mai 1990, au avut loc tot în Duminica Orbului. Atunci rezultatele, prezența la urne a fost de 86,19%. Domnul Ion Iliescu a obținut 85,07%, în timp ce Radu Câmpianu, candidatul PNL, a obținut 10,64%, iar Ion Rațiu, PNCCD, 4,29%. Cum au votat astăzi sătmărenii din punctul dumneavoastră de vedere? Cum au votat ce? Cum au votat la aceste alegeri? Cum au ales? Cum au câștigat? Ce să previzionăm? Bănuiesc că aveți sondaje, aveți... Păi nu avem, așteptăm nu rezultate, avem, din păcate. Nu s-au mai cheltuit banii pe sondaje, pentru că banii sunt puțini și nu cred că are rost să-i mai cheltui pe sondaje, deși pot să vă spun că există, nu mai știu să vă spun exact, în grila aceea de cheltuieli, există cel puțin 20% dintr-un total se pot aloca unor cercetări statistice, sociologice. Da, nu ne-am mai chinuit să facem acest lucru. Am rămas la vorbit cu oamenii și bătut din poartă în poartă, că este mai important. Sondajele în general pe care le-am făcut au încercat să identifice cea mai bună variantă de candidat a fost mai mult pre-campanie, să o numesc. Dar după aceea nu știu să fie făcut vreun sondaj de către vreo firmă specializată. Ceva s-au mai făcut, s-au mai făcut niște sondaje, dar nu mai au ajuns la ureche niște rezultate din când în când, care nu sunt în niciun caz validate și nu le-am obținut dintr-o sursă reală, așa că sunt numai opinii. Poate să fie oricine, eu am pixul aici și ca să induc în eroare pe unii, vă fac un sondaj pe hârtie și îl dau mai departe. Dacă reușesc pe mijloace specifice, cum se spune. Și ajunge și el la 100, la 1000 de oameni și
sunt până la urmă și posibilități de inducere în eroare a cetățenilor. Eu repet, atâta repet, sper că vom obține, sperăm că vom obține un rezultat foarte bun la alegerile județene, pentru județul Satu Mare, mă refer primării și așa mai departe, Consiliul Județean. În municipiu sperăm un rezultat, de ce nu să-l spunem și acum, o cifră de 5 consilieri ne-ar bucura ca atare, ceea ce ar însemna într-adevăr în jur de 5 consilieri locali. Local, da, sperăm noi și speranța noastră, acum se poate spune, nu? Da. O să aflăm mâine, exact, da? Și speranța noastră la Consiliul Județean e ceva mai mare, e în jur de 10, da, vom vedea. 5 consilieri. Și colegii mei de la PSD speră cam același lucru și de la județ. Speră cam același lucru, în municipiu nu știu cât speră. Eu zic să nu mai lăsăm la el. 10 consilieri județeni vrea PNL, 5 consilieri locali la nivelul Consiliului Municipal la Satu Mare. În legătură telefonică directă cu noi se află domnul Potochi Ciobo, președintele UDMR Satu Mare. Bună seara, domnule Potochi. Da, domnule Potochi, aici în studioul Informația TV, alături de mine se află domnul Adrian Albu, PNL, și domnul Vasile Ciocan, PSD. Discutăm de alegeri, de prezența la vot, de speranțele partidelor politice. Domnul Albu speră să obțină un scor PNL de 10 consilieri județeni și 5 municipali. Ce speranțe are UDMR? Sau aveți rezultate numărătoare paralelă? Avem numărătoare paralelă, dar că nu avem rezultate pe baza căruia aș putea să fac estimări. Cine va câștiga primăria municipiului Satu Mare din punctul dumneavoastră de vedere sau din ce rezultate aveți până la această oră? Va câștiga cel care va obține voturile majoritare. Încă nu avem foarte puține date de la sesiile de votare și încă orice previziune e cu mare semn de întrebare. Când veți avea date astfel încât să puteți să ne spuneți cu aproximație cum stau lucrurile? Asta depinde de cum se lucrează în secțiile votare. Și până acum ce spun datele obținute de dumneavoastră, domnule? Acum cred că 4 sau 5 secții de votare au intrat la sediul la noi unde facem. Puțin mai tare, domnule Potochi, nu vă auzim foarte bine. Deci încă 4-5 secții avem doar ca și date la municipiu, pe baza căruia încă e prematur să spunem. În cele 4-5 secții de votare a câștigat candidatul UDMR? Da. Da. Și la nivelul județului, din câte știți dumneavoastră? La nivelul județului avem doar rezultate foarte răzlețe. Mai mult numere de voturi nete, dar nu procentuale. De exemplu, știm că la Livada am luat peste 2000 de voturi. Câștigă. Și câștigă domnul Pirici un nou mandat. Așadar, la Livada, primarul UDMR câștigă un nou mandat. Unde? Vă păstrați numărul de primar din județ, domnule Potochi? Eu zic că le mărim. Veți avea mai mulți? Da. Unde veți mai lua primăriile? În ce localități? De exemplu, la Petrești, fiind candidatul, singur candidatul nostru, deja avem unul în plus. Dacă le păstrăm pe cele pe care le-am avut și plus municipiul Satu Mare, trecem de cifra 20. Domnule Potochi, am întrebat și pe invitații din studio și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră ce reprezentativitate va avea primarul municipiului Satu Mare, având în vedere că în această cursă au intrat 10 candidați, iar prezența a fost una foarte scăzută. Eu zic că o să aibă o reprezentativitate, deci va trebui să fie primarul tuturor Satu Mare, indiferent de procentaj, indiferent de numărul net.
Este corect din punctul nostru de vedere ca o minoritate să decidă? Când spun o minoritate, nu mă gândesc la UDMR, mă gândesc în general la alegeri, să decidă cine să conducă municipiul o perioadă de 4 ani? Deci la fel a decis o minoritate și acum 4 ani de zile, deoarece nici atunci câștigătorul nu a obținut 10%. Da, domnule Potochi, dacă aveți și alte informații, alte rezultate pe care ne le puteți da din județ, din alte localități? Nu știu dacă ați văzut vreodată în sediul de campanie, când vorbesc 40 de oameni deodată, deci când o să am rezultate certe, atunci am să vă stau cu cea mai mare dispoziție. Cum stați la nivelul municipiului care e, domnule Potochi? La nivelul municipiului care eu zic că fără aș greși, cred că domnul Eugen Covaci va câștiga un nou mandat. Deci asta e 95% din punctul meu de vedere. Nu am datele exacte, doar rezultatele, doar participarea. Da, vă mulțumim mult, domnule Potochi, o seară plăcută. Încă lucrăm, mai spre dimineață o să avem niște... Vă așteptăm cu alte date noi aici în studioul Informația TV. Vă mulțumim mult. Seară frumoasă tuturor. Mulțumim, rămâneți alături de Informația TV. Așadar, domnul Potochi, când vorbesc 40 de oameni, nu se mai înțelege nimeni cu nimeni acolo, așa este. Și este, subliniez și eu, faptul că de obicei la alegerile locale în special, dar și la cele generale, a venit, acum nici măcar n-a fost exit poll decât la București, a venit exit poll-ul și după aia oamenii se uită la televizor și comentează, dar în toate sediile de partide echipele lucrează febril. Lucrează să facă numărătoarea paralelă, lucrează să strângă copii după procesele verbale de la toate secțiile din oraș sau din județ și așa mai departe. Deci munca este abia început. Acum nu pot să nu vă aduc aminte, să nu-mi aduc aminte ulterior, adică tuturor, faptul că au fost nopți în care rezultatele au fost răsturnate până dimineața. Poate uneori m-am bucurat, altor m-am întristat. Așa că aici nu cred că vom vorbi de niște rezultate foarte strânse de data asta, la diferențe mici. Sigur, la satul mare, astăzi, dacă la Consiliul Județean va fi o diferență mică, zic eu, indiferent în favoarea cui, în favoarea PSD-ului sau în favoarea PNL-ului, rezultatele vor fi, Consiliul Județean va fi câștigat, voturile din Consiliul vor fi câștigate de către UDMR, ei vor obține cel mai mare număr de voturi și cel mai mare număr de consilieri. Aici depinde câți vor fi tot 13 cât sunt astăzi, vor fi 12, vor fi 14 și așa mai departe. PSD-ul va face, cât ați avut acum, cât sunteți? 10 consilieri județeni? Noi am făcut împreună cu SL 13. Bine, dar așa, da, bun, am înțeles. Va rămâne de văzut. Deci acum se muncește foarte serios și să știți că totdeauna se mai poate schimba câte ceva. După ce se numără în oraș, vă spun cu mare sinceritate, după ce s-a trecut de număratul, hai să zicem așa, jumătate din secții, începe să se profileze un rezultat. Până n-ai trecut de jumătate, chiar de 70%, nu poți să te pronunți. Din punctul meu de vedere, rezultatele pentru primăria municipiului Satu Mare vor fi destul de apropiate și atunci va fi interesant de văzut cine câte voturi va obține. Deci nu vor fi diferențe mari din punctul meu de vedere. Nu vor fi diferențe mari, ne spune domnul Albu. Dumneavoastră, domnule Ciocan, ce părere aveți? Va câștiga Dorel Coica primăria municipiului Satu Mare? Eu mă abțin în momentul acesta. Sau va acest. Mai obține un mandat la... Este posibil, este în același timp și varianta să nu câștige. Din ce știu eu, există un echilibru destul de interesant între cei doi.
Când spuneți cei doi, vă gândiți la... la reprezentantul DMR și la reprezentantul nostru, da. Chereșcheni, da. Gabor și Dorel. Având Dorel în vedere Boica. Însă că pe partea, să o numesc românească, pentru că nu greșesc, sunt mai mulți candidați, orice vot dat oricăruia dintre ceilalți, în afară de Coica, este un vot pentru reprezentantul DMR. E clar, se subînțelege. Ceea ce ar putea să creeze probleme pentru candidatul nostru. Da, acum nu, că... nu sunt foarte de acord cu acest gen de ex. Deși matematic, vorbind și realist, vorbind, matematic, domnul Ciocan are dreptate. Dar m-aș teme să folosesc asemenea exprimări, fără niciun fel de supărare. Sunt totuși oameni care au și ei opțiunile lor. Ale spune odată de două ori că nu-ți risipi votul și folosește votul util, cum se spune, în favoarea celui care are șanse, e o chestie corectă. Da, aici m-aș opri ca principiu, pentru că parcă nu m-aș duce prea departe, pentru că oamenii au și ei dreptul la opțiunea lor, bună sau rea. Atât aș vrea să vă dau un exemplu, că în cursul zilei de vineri m-am întâlnit la o fabrică unde am mers să schimbăm două vorbe cu oamenii, cu domnul Deac. Domnul Deac, care este candidat la primăria municipiului Satu Mare pentru un partid, nu știu să vă spun cum se numește, ceva cu USL pe el acolo, pe coadă, așa. Am mai cunoscut încă doi oameni care fac parte din echipa dânsului și pe unul cunoșteam puțin, dar în fine. Eu l-am întrebat frumos, așa, la discuție de 5 minute în picioare, dar bine, dar de ce vă zdrobiți să candidați? Vreau omul să candideze, e dreptul lui constituțional. Nu l-am văzut eu. Ai spune, de exemplu, domnul Ideea că voturile obținute de el sunt de fapt voturi pentru candidatul DMR, eu zic că l-ar șicli dacă i-ai spune. Că eu nu sunt de acord și că din punctul meu de vedere, din ce privește o chestiune politică, dânsul nu este realist. E adevărat, așa este. Ești absolut ireal să te duci să consumi energie ca să câștigi 200 de voturi. Că ceva de genul ăsta, așa, la nivel de sute, nu știu. Eu, din punctul meu de vedere, și rămâi de văzut dacă mă voi înșela, de la locul 5 până la locul 10, cred că nu se vor aduna mai mult de 2-3 mii de voturi, 4 mii maxim, nu știu. Ceva de genul ăsta, nu știu dacă atâtea, poate și mai puține. Evident că, da, fiecare are dreptul, dacă legea le permite, are dreptul fiecare să candideze. Acum, va mai dura până vor înțelege oamenii că ar trebui să nu-i mai încurce pe alegători. Va mai dura, na, ce să facem? Din păcate, ultima modificare a legii electorale, care dă posibilitatea constituirii un partid politic din 3 persoane, nu sunt deloc de acord cu ea. Deloc nu sunt de acord cu ea. Poate că fac parte dintr-un partid, ar zice el, mare, aș vrea eu să zic, sau mai mare, ca să fiu corect, dar nu mi se pare normal ca orice supărat dintr-un partid politic, că ei supărații sunt foarte puțin supărați pe nedrept. De obicei sunt supărați pe drept, adică ei când au fost evaporați, dați afară dintr-un partid sau marginalizați. Au fost și situații în care au fost marginalizați incorrect. De obicei sunt puși pe linie moartă din motive bine definite ca atare. Dacă fiecare își face câte un partid, se face o bramburală definitivă în țara asta. Ce mai facem atunci? Da, domnilor, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre, vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit, rămâneți cu Informația TV pentru a afla în timp real rezultatul alegerilor locale și județene. De asemenea, accesând site-ul cotidianului Informația Zilei, www.informatiacratimazilei.ro, veți afla rezultatul alegerilor din municipiu, dar și din județul Satu Mare. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți așadar cu Informația TV. Noi ne revedem mâine la ora 20. O seară plăcută!